Dolarul atinge un record istoric și valorează mai mult decât un euro pe piața din România. Astfel, moneda europeană atinge cel mai scăzut nivel din ultimii 20 de ani. Aprecierea dolarului înseamnă însă scumpiri, astfel că articolele vestimentare sau carburanții vor costa mai mult în următoarea perioadă. Avansul dolarului nu va dura însă mult, spun analiștii. 4 lei și 90 de bani. Aceasta este valoarea dolarului raportată de BNR. Moneda americană își continuă astfel avansul în raport cu euro, care a scăzut la 4 lei și 88 de bani. Analiștii pun deprecierea monedei europene în raport cu cea americană pe seama războiului din Ucraina și a încetinirii economiei în Europa. Se leagă, bineînțeles, și de perspectiva dobânzilor. În Statele Unite este sunt așteptate să crească mai repede, ceea ce va duce la o anumită presiune pentru aprecierea dolarului american, care devine astfel mai atractiv. În același timp, vis-a-vis de Europa, avem tot felul de teme asociate cu încetinirea economiei, cu o posibilă recesiune. Un dolar mai scump înseamnă și prețuri mai mari la produsele importate din afara zonei euro. Europa și implicit România tranzacționează petrolul în moneda americană. Asta înseamnă că un dolar mai scump va duce la creșterea prețului carburanților. Practic, atât timp cât dolarul își va menține ascensiunea, ar urma să plătim mai mult pentru un litru de benzină. Aprecierea dolarului ne afectează în mod direct, de la creșterea prețului carburanților la creșterea prețurilor importurilor de haine și încălțăminte, în condițiile în care cele mai multe produse vin din China și sunt calculate în dolari, nu în euro. Mai suntem în ceea ce privește călătoriile. De exemplu, dacă mergem într-o destinație exotică unde prețul călătoriei sau al produselor achiziționate local sunt destinate în dolari, atunci se va simți la buzunar. Și serviciile software vor fi mai scumpe din cauza creșterii dolarului, însă deprecierea euro ar putea reprezenta un avantaj pentru românii care iau credite. În actualul context economic a devenit mai avantajos să ții un credit în euro dacă ai veniturile necesare. Dincolo de faptul că numai 8 bănci oferă astfel de împrumuturi, condițiile sunt mult mai drastice. La creditele ipotecare, de exemplu, trebuie să ai un avans mai mare. Dacă treci de examenul condițiilor de creditare, vei plăti până la urmă o rată cu cel puțin 50% mai mică decât în lei, raportat la Euribor. În ceea ce privește creditele, oamenii trebuie să își asume însă o depreciere a leului în raport cu euro. Analiștii spun că acest avans al dolarului nu va dura mult și asta din cauza faptului că un euro slab înseamnă și o inflație greu de controlat. Așadar, se va interveni astfel încât euro să-și revină.